Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Salut, sunt Otto de la Miere TVO. Și astăzi este duminică, fraților. Este sfârșitul celei de-a doua săptămâni din programul meu de slăbire. Peste ora 8 dimineața sunt la țară. Aici avem niște panouri, niște sandwich-uri pentru a face hala apicolă. Taică mea cu băieții în spate lucrează, iar Duba este pregătită să mergem cu marfă la Călimănești. Mamă, ce frig e afară! Bun! Deci o să mergem la Călimănești acum să o ducem pe maică mea să o ajute acolo să se instaleze, să descarce toată marfa. Dă să le văd că îmi face o poftă, că sunt acolo de slăbire. Maică mea și-a luat gogoși calde, pentru că v-ați toată ziua am frig la Călimănești, să vândă miere. Și miros extraordinar de bine și eu nu mai pot de poftă, dar nu voi mânca. Am ajuns și la căciulata, fraților. Ia uitați, porbogajul este gol. Am descărcat toată marfa. În virarea de dimineață, de aia suflu așa greu. Ia uitați aici ce. Acolo avem cătină crudă, acolo polen crud, acolo siropurile și acolo gogoșele lui maică mea, care fac și acum poftă. Haideți că am ajuns și eu la casă, la Vâlcea, la apartament. Am adus aici cântarul și mă voi cântări. Trebuie să mă dezbrac în chiloți, să așez cântarul pe poziția lui, iar apoi mereu mă voi cântări în același loc, cu același cântar, îmbrăcat la fel, adică decât în chiloți. Bun, așa că până mă pregătesc eu și mă cântăresc, haideți să vedeți ce am mâncat săptămâna aceasta. Seara în apartament și am băut o cafea acum o oră cu miere de rapiță, două lingurițe mari de miere de rapiță, pentru că am pus foarte multă cafea și am început să mă roade un pic stomacul. Mi-am făcut cafea aici la cana asta electrică, tocmai ce m-am mutat, v-am zis, și nu am prea multe amenajate pe aici. Iar acum vreau să mănânc două lingurițe de api complet, să mănânc două lingurițe, trei de miere cu nucă, conserva asta de porumb dulce și o linguriță de păstură. Așa, provizoriu, n-avem ce face, trebuie să ne descurcăm. Haideți că m-am întâlnit cu Ionuț, fraților. Aici avem produsele, am fost și la Lidl împreună să cumpărăm. Astăzi Ionuț va mânca la dietă cu mine. Am luat fulgi de ovăz, să-i facem să fierbem niște apă și să-i punem într-o cană și apoi adăugăm miere cu nucă. Să facă o budincă și ies dulci, foarte buni. Aici am luat iarăși biscuiți din ăștia, ceai, sosuri chinezești. Aici am luat noodles, la fel, ne-e ușor să-i fierbem. Mai adăugăm și niște mușchi. Iaurtul de băut îl bem așa, 2% grăsime. Cam asta este mâncarea pe ziua de azi. De băut am luat aici apă și o sticlă din asta de Cola Zero. În sfârșit o mâncare ca lumea. Pulpe la cuptor cu usturoi. Mamă, îmi plouă în gură. N-am mâncat nimic azi. Și aici ghiveci de legume cu orez. Wow, dar câte pulpe ai făcut? Aici ce mai avem? Varză? Tot să gust din asta. Abia aștept să mănânc. A fost delicios, fraților, dar nu mai pot. Vedeți ce puțin am mâncat. Decât o pulpă jumătate. Eu care mâncam foarte mult înainte. Room service. Cățelușii. A venit papa direct la pat. Hai, mânuț, hai. Ia, servește-te, prima. Că ești fetiță. E, nu vrei? Nu vrei? Ia-te rostul. Hai, tati, că a venit room service-ul. Nu vă place usturoiul ăla? Hm?
Hai că vă dau eu așa. Una pentru tine. Și una pentru tine. Asta e mai cărnos așa. Dăm numai aia. Așa fiți-o pe apă. Băi! Păi nu-l păra, de ce bași botul aici? Uite, ia pielea. Hrănim căței. Ia. E mai multă carne asta. Și asta nu mai e. Bravo. Cum ați văzut, am mai mâncat și lucruri interzise la dietă, cum ar fi înghețată. Hai să vedem câte kilograme am, că și eu sunt foarte, foarte curios. Vedeți, este cântarul la zero. Trebuie să fie în aceeași poziție. Eu sunt mereu îmbrăcat la fel, adică în chiloți. Și să fie același cântar, bineînțeles. 122,3. Wow, e bine. E foarte bine. Am și foaia aici, dar nu am pix. Trebuie să notez 122,3. Asta înseamnă că am slăbit 2,1 kg. Wow, super bine. E foarte bine că de kilograme am și cel mai mult îmi place cum se vede brațul. Ia uitați. Ce bine și-a revenit mușchiul. Mușchi, în general, au memorie, să știți, chiar dacă faceți o pauză mai lungă, aceștia o să revină foarte repede la forma inițială dacă vă apucați de sală și de antrenamente. Cu burta asta și cu pieptul stau mai prost. Hai să vedeți așa din profil. Da, asta e. Mai avem mult să slăbim. 2,1 kg, fraților, slăbite săptămâna aceasta. Este extraordinar de bine, ținând cont că am fost numai pe drumuri. A trebuit să mă mut. La sală nu am reușit să ajung decât de 3 ori, însă am lăsat mașina în parcare și am mers pe jos, 1 km dus, 1 km întors. Ca și exerciții am făcut la fel, circuit, am lucrat toate aparatele, toate grupele de mușchi. Însă sunt foarte fericit că am reușit să termin cu bine săptămâna aceasta, am reușit să-mi cumpăr un colțar aici la Vâlcea pentru a putea sta și eu în living. Aveam decât dormitorul mobilat și atunci mi-era foarte greu. N-aveam unde să stau, de aceea am stat mai mult la țară. Băile sunt gata, apartamentul este gata, mai trebuie decât mobilat pe aici pe acolo. Vreau să vă pregătesc și o nouă serie de clipuri auto mănâncă. Voi comanda de la restaurante, iar apoi după ce voi termina și cu perioada de slăbire, vom merge și la fast food-uri și vom face așa review-uri de la cele mai bune și cele mai proaste restaurante de aici din Râmnicu Vâlcea. Sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să lăsați în comentarii câte kilograme credeți că o să slăbesc săptămâna viitoare. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare pentru că este foarte importantă și să consumați produse apicole pentru că sunt foarte bune pentru corpurile voastre. Până data viitoare, eu sunt Otto, v-am pupat. Ciao. Salut până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să